Bună dimineața și bine v-am găsit la Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este domnul Florin Florea, antreprenor, director general Albatros Gold, producător de ouă din județul Alba. Bună dimineața, domnule Florea! Bună dimineața, domnule Macovei, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Pentru că activați într-un domeniu de activitate important pentru consumatorul român, pentru fiecare dintre telespectatorii noștri, indiferent dacă e fermier sau doar susținător al sectorului agroalimentar românesc, producția de ouă, consumul de ouă în România, sigur, este la un nivel mare și vreau să vă întreb dacă salutul de bună dimineața este cu adevărat bun pentru producătorii de ouă din România. Cum sunteți în acest moment? Cum e acest sector care, la un moment dat cel puțin, România stătea foarte bine la producția internă și de carne de pui și de ouă. Mai este valabilă această situație? Ca în orice dimineață trebuie să fim pozitivi și atunci începem cu bună dimineața. În acest moment, industria pe care eu o reprezint astăzi, trece prin momente destul de dificile. După estimările mele, în România, până acum 2 ani de zile, existau undeva la 10 milioane de capete de găini ouătoare, care asigurau consumul intern al țării noastre. Datorită degradării condițiilor de piață din ultimii 2 ani, estimez că în acest moment mai avem undeva în jurul cifrei de 7 milioane de găini ouătoare, ceea ce nu mai asigură consumul intern. În momentul în care piața nu mai permite recuperarea costurilor din vânzarea unui produs, automat o parte din capacitățile de producție pentru produsul respectiv încet, încet se închid. Bun, deci suntem în piața oului, putem spune că suntem într-o situație de criză. Sigur, situația nu este complet dată peste cap, dar este nevoie, pe de o parte, să recunoaștem acest lucru, să vedem care sunt cauzele și, evident, după aia ce este de făcut pentru a rezolva problemele din sector. Dar până a discutat despre asta, povestiți-ne un pic despre dumneavoastră. Care este istoria dumneavoastră? Cum ați intrat în zona aceasta și ce înseamnă business-ul dumneavoastră într-o piață? Și e cu atât mai mare, consider eu, realizarea că ați reușit să supraviețuiți, pentru că e într-o piață în care cei mari, să zicem așa, domină acest sector de producție de ouă. Vorbiți-ne un pic despre business și, mai important, despre cariera dumneavoastră de antreprenor. Eu sunt inginer zootehnist de profesie. Noi suntem o firmă centrată în jurul familiei. Suntem, fratele meu este medic veterinar, avem în echipa noastră ingineri de chimie alimentară, economiști și nucleul nostru este același care a fondat compania acum 20 de ani. În decembrie o să aniversăm 20 de ani de la existența companiei noastre. Frumos! Ce număr de găini ouătoare, de capete aveți în acest moment? Că tot vorbeați de piața... Da, numărul de capete nu e o... De ouă în România. ...relevantă neapărat, pentru că tot timpul sunt hale care sunt într-un proces de depopulare, curățenie, spălare. Dar poate numărul de salariați vă ajută un pic mai mult ca să vă dați seama de dimensiunea societății noastre. În prezent, noi avem în societate aproximativ 150 de colegi. Deci sunteți în zona aceasta, sunteți un business mediu, să-i zicem, nu? Un jucător mediu pe această piață. E o încadrare corectă, nu? Da. Care sunt județele? Unde desfaceți marfa? În principal desfacem marfa pe tot teritoriul țării. Distribuiți și în supermarketuri, bănuiesc. Da. Bun, haideți să ne întoarcem de unde am pornit. Care este cauza principală pentru care, din estimările dumneavoastră pe care le-ați prezentat aici în mod public, de la 10 milioane de capete găini ouătoare acum 2 ani și care acopereau consumul intern,
am ajuns să avem în acest moment România să aibă doar 7 milioane de capete, care evident nu mai acoperă consumul intern, diferența probabil fiind acoperită de ouă aduse din afară, în special din comerț intracomunitar, din țări membre ale Uniunii Europene. Dar haideți întâi să vedem cum am ajuns aici și de ce. Cauza principală este creșterea necontrolată a costurilor de producție, cuplată cu imposibilitatea de a transmite mai departe către clienții noștri această creștere a costurilor de producție cu viteza cu care această creștere are încă loc. Și vă pot exemplifica. Principala noastră cheltuială, aproximativ 80% din prețul de cost, este format din prețul furajului. Ori furajul pentru găinile ouătoare este destul de simplu și mare, are undeva la 60% râu și porumb, 20% șo de soia, 10% șo de foara soarelui, 10% calciu de carieră, piatră naturală. Față de acum 2 ani de zile, toate aceste ingrediente pe care eu vi le-am enumerat sunt cel puțin duble. Adică porumbul era undeva la 0,5, acum se învârte undeva la 1,5-1,7, discutăm de RON pe kilogram. Grâu era undeva la 0,65-0,75, acum discutăm de 1,65-1,80. Frotul de floarea soarelui era undeva 1,4-1,5, discutăm acum de 3,20-3,30. Frotul de floarea soarelui era undeva la 0,8-0,9, discutăm acum de 1,5-1,8. La această creștere a materiei prime pentru furaj, trebuie să adăugăm creșterea costurilor cu energia electrică, cu motorina, cu ambalajele și cu forța de muncă. Aici avem creșteri de la curent, cam 144 de lei pe megawatt acum 2 ani sau poate 120 și acum a plafonat încă până la 30 septembrie avem 540. Deci discutăm de o creștere de 400%. Motorina e dublă. Curentul de la 1 octombrie avem câteva probleme mari. În primul rând, plafonarea se va aplica doar pentru 85% din cantitatea consumată, urmând să plătim restul cantității de energie electrică consumată la prețul pieței. Prețul pieței e undeva între 3.000 și 7.000. Asta înseamnă că de la 1 octombrie vom plăti mai mult undeva cu 40-50% pentru energie electrică, dar avem alte probleme noi în sector pentru care am și apelat la Ministerul Energiei, în sensul că unitățile noi de producție sau capacitățile noi de producție care n-au existat anul trecut, pentru că raportarea se face la luna corespondentă din anul trecut, trebuie să plătească prețul energiei cel de pe piață. Deci acolo vor înregistra o creștere și de 10 ori a prețului, a costului cu energia electrică începând cu 1 octombrie. Și automat vă dați seama că din cauza... Ați deschis această discuție cu Ministerul Energiei? Da, s-a deschis. Și ce răspuns ați primit? Încă este în studiu, încă se așteaptă. Am înțeles. Ministerul... Pe calculele actuale, cu o marjă minimă de profit a dumneavoastră, cât ar trebui să fie prețul oului ca să vă acoperiți aceste cheltuieli? Prețul oului ca să acopere aceste cheltuieli ar trebui să fie cam 0,7 lei plus TVA pe ou la plecarea din fermă, mă refer o materie primă la poarta fermei, nu ambalat la raft. Prețul corect la raft, din punctul meu de vedere, trebuie să țină cont de acest cost de producție de 0,7. Și în momentul ăsta ține cont? Nu. Și practic, unde se rupe filmul?
Filmul se rupe în legea economiei de piață. Legea economiei de piață spune clar că prețul unui produs poate fi stabilit pe baza cererii și a ofertei sau pe baza, de fapt, cam asta e singura lege a economiei de piață, cererea și oferta. Pentru că ceea ce am discutat noi până acum este un cost de producție pe care îl calculăm, îl realizăm, dar piața este cea care hotărăște prețul unui produs. Și bineînțeles, după aceea, dacă statul consideră că nu prețul pe care piața liberă îl stabilește nu acoperă costul unui anumit produs, există mecanisme de intervenție din partea statului. În acest moment, din ce îmi spuneți dumneavoastră, practic pe piața producătorilor de ouă din România, că bănuiesc că calculele pe care le-ați făcut dumneavoastră ar putea să le facă oricine din piața asta și, mă rog, acolo plus minus 1-2%, tot pe acolo. Adică e matematică, nu e altceva. Hai să zicem plus minus 10%. Ca să plus minus 10%, ok. Dar din ce îmi spuneți dumneavoastră, în momentul ăsta vindeți în pierdere, nu? Da. Din punct de vedere economic, situația asta nu e sustenabilă, cel puțin pe termen mediu. Aveți vreo... Producătorii de ouă din România beneficiază în acest moment de vreo formă de sprijin din partea statului român? Da, există câteva programe de sprijin, dar cu toate astea, faptul că s-a redus efectivul de pânzări cu 30% în 2 ani de zile înseamnă că trebuie mai mult. Cota de piață de 30% pe care producătorii români au pierdut-o a fost ocupată, evident, de produse din afara României. Odată ce a înlocuit oul românesc, înseamnă că probabil prețul respectiv este mai, sau costul respectiv, sau prețul respectiv este mai mic. De unde apare diferența asta? Păi, eu am o vorbă, că un stat puternic înseamnă automat un capital puternic. Și un capital puternic înseamnă un stat puternic. Nu se poate una fără alta. Și atunci... Adică producătorii respectivi sunt sprijiniți de statele respective, indiferent exact, cum se numesc acestea, exact. ca să exporte produse care poate sunt în surplus pe piață și producătorii respectivi să supraviețuiască. Ca să producă odată cât au ei nevoie și un surplus pentru export. Și cum își fac ei calculele interne, noi doar putem să ne gândim. Pentru că exact. poate nu e un cost de producție mai mic la ei ca la noi, dar având o producție mai mare... Ei poate să facă un preț mediu. Adică pot să vândă în țara lor cu un preț corect, pot să vândă în altă parte o cantitate cu alt preț, la care poate au diferite sprijin diferite forme de sprijin din partea statului de care aparțin, în sensul ca să scape de surplusul respectiv. Care avea subvenții pentru transport și așa mai departe, dar ei când își fac prețul mediu, iasă bine. Practic, din ce îmi spuneți, pe piața asta și probabil că sunt și alte piețe din zona produselor alimentare pe care se întâmplă lucrul ăsta, practic e o concurență între care stat își sprijină mai puternic producătorii și din ce îmi spuneți, producătorii români sunt într-un mic dezavantaj, nu? Da, corect. Adică care are statul mai puternic și îl susține, pentru că își susține în felul ăsta securitatea alimentară, chiar și exportând, pentru că reușești să-ți menții capacitățile de producție, practic acela câștigă. Din ce îmi spuneți, noi suntem așa, un pic mai... nu suntem pe podium din punctul ăsta de vedere, nu? Păi nu, pentru că știm bine că suferim de ani de zile, în sensul că știm bine că carnea de porc a ajuns la 15% din necesarul pentru consum. Știm bine că vaca de lapte am pierdut-o de mult, știm bine că vaca de carne nu avem suficientă și acum am început să pierdem și sectorul de ouă. Și e o presiune destul de mare, poate nu chiar atât de dramatic, dar este și în zona cărnii de pui, pentru că și acolo e o presiune, mai ales cu zona de produse care vin din afara țării. Discutăm despre toate acestea, revenim, o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la Agrostrategia împreună cu antreprenorul Florin Florea din județul Alba, producător de ouă. Vorbeam de presiunea pe care o simt producătorii români de ouă
cu presiunea pe care o simt de la produsele din afara țării, pentru că statele respective își sprijină producătorii să facă inclusiv export și România este într-o, chiar pe piața internă, este într-o situație dezechilibrată. Apelul sau, mă rog, constatarea domnului Florea e că statul român e cam codaș din punct de vedere al sprijinirii acestui sector. Ce credeți că ar trebui făcut? Ok, am văzut, am constatat că situația e mai degrabă complicată și presiunea pare a fi în creștere. Am pierdut 30% din piața oului, piața de ouă din România în favoarea produselor din afara țării. Ce ar trebui făcut ca acest declin să fie stopat? Eu cred că la nivelul instituțiilor statului care au abilități în această zonă, trebuie făcută o analiză economică, pornind de la producția vegetală. Nu neapărat că am pierdut producătorii români piața, că asta sună un pic... nu ne dă nimeni afară de la niciun client. Deci nu a fost nimeni să ne atace. Pe efectiv, s-au oprit capacitățile de producție din România din cauza costurilor de producție prea... Bun, da. Asta prea e o pierdere, nu? Adică nu e o victorie, nu e un motiv de bucurie, nu? E o pierdere pentru întreaga societate. Sigur. Când de la sectorul nostru până la consumatorul final, până la stat, adică societățile alea care s-au închis, nu numai că nu mai fac ou, nu mai au angajat, nu mai cumpără salopete, nu mai... Taxe și impozite nu plătesc. Exact, taxe și impozite la primăria locală, adică orice se produce în țară mișcă economia pe orizontală. Nu, aici trebuie plecat din punctul meu de vedere de la cultura mare. De ce? Zootehnia nu este decât o modalitate de a transforma proteina vegetală în proteină animală. Noi dacă ne uităm la carne, la ou, la lapte, la brânză, la smântână, la iaurt, la ce vreți dumneavoastră, la mici, la salam, la cârnați, ne uităm tot la grâu, la porumb, la floarea soarelui și la soia. Ori dacă noi reglăm acolo problema, vom avea alimente ieftine și de calitate pe tot fluxul. Problema noastră acolo, deci noi trebuie să avem cereale ieftine, că dacă nu avem cereale ieftine, facem foamea toți. Că de acolo e problema. Și atunci trebuie văzut care sunt cheltuielile. Da, știți că și fermierii din vegetal vor zice că vor și ei un preț bun pentru recolta lor, că și lor le-au crescut costurile cu îngrășămintele, cu carburantul, cum spuneați și dumneavoastră, și așa mai departe. Păi vedeți? Păi atunci de asta vă spun că trebuie o analiză luată de la Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii, reprezentanța asociațiilor de fermieri, ca să vedem, băi, oameni buni, ce face? Și să pot repopula fermele, construi ferme noi. Există și o parte plină a paharului, din ce îmi spuneți. Adică lucrurile ar putea reveni acolo unde au fost. Cam în 5 ani, minim. Deci cam în 5 ani, minim. O fermă nu e așa ca un expresor de cafea. Îl pornești și îl oprești apăsând pe buton. Dar fără planul ăsta, oricum, nu se întâmplă nici în 100 de ani, nu? Păi fără planul ăsta o să pierdem în continuare tot mai mult. Deci o să pierdem în continuare. Dar, repet, nu vreau să introducem ideea în această emisiune că producătorii români au pierdut 30% cotă de piață din cauza importurilor. Nu. Din cauza creșterii necontrolate a costurilor de producție. Deci nu poți. Când o pornire războiul din Ucraina, porumbul era 1-2 și într-o săptămână a fost 1-8. Nu poți. Că grâu era 1,4 și s-a dus la 2,20 lei. N-ai cum, motorina s-a dus de la 4 sau 5 lei la 9 lei. A, deci dumneavoastră spuneți practic că pe fondul restrângerii ofertei producătorilor români, normal că din afară au venit și au completat piața. Nu ne-a cotropit nimeni. Nu. Deci nu, tura asta nu ne-a cotropit. Tura asta nu ne-a cotropit nimeni. Tura asta noi singuri. De exemplu, cazul meu, concret. Și altor colegi. Nu că furnizorii de energie electrică și de gaze naturale nu mai vor să ne reînnoiască contractul. Mie mi-a expirat contractul
în 30 septembrie, va expira la curent. Și din luna august am primit notificare de la furnizor, care e un furnizor mare, nu dă nume, și mi-a zis, nu mai prelungesc contractul. Bun, am alți colegi care au expirat mai devreme și deja au căzut în fui. Adică să ai ferme mari de animale, industria alimentară căzută în fui, care știm ce-i fui, furnizor de ultimă instanță, la curent, și să nu vrea nimeni din țara asta să îți vândă curent. Pe cum? Noi de la 1 octombrie, care suntem în situația asta și cădem în fui, nu știi prețul la energie electrică, cu cât vom plăti. Plan de afaceri, cost, calculare de cost, e în aer tot. Deci, lucrăm undeva la 10-11 ore pe zi, managementul din tot sectorul îți convins treaba asta. Facem calcule cu ultimele resurse, încercăm să facem investiții în panouri fotovoltaice, dar când e deja capitalizat, degeaba. Adică credit peste credit. Bun, vei recupera banii aia că nu vei plăti, dar nici panourile fotovoltaice nu poți să bați din palme și să se monteze și după aia sunt situații când se montează, instalațiile merg, dar electrica refuză să monteze contoarele alea cu dublu sens sau amână la infinit ca să poți să începi să funcționezi, să dai în rețea și așa mai departe. Și atunci ce să plan de afaceri să faci? Încercăm, credeți-mă că toți încercăm să facem lucrurile cât mai economic și cât mai bine putem. Încercăm să cumpărăm la cereare, la recoltă. Încercăm să... Dar toată economia pe care noi o cunoaștem și în care am funcționat și ne-am dezvoltat de 20 de ani de zile, de 2 ani de zile, este complet dată peste cap. Și nu se oprește. Vorbim de un sector care a făcut investiții, în care standardele europene sunt foarte înalte și asta înseamnă automat, sigur, e obligatoriu pentru siguranța alimentară, pentru siguranța consumatorului și pentru bunăstarea animalelor, dar înseamnă costuri în creștere, nu? Și costuri foarte mari și investiții foarte mari. Costuri în creștere necontrolabile, adică ai un contract la șiro de soia, în dolari, da? Făcut pe un an de zile și zici, bă, stau liniștit, am contract la soia pe... Mă rog, cât de lung pot? Când toată lumea poate pe un an de zile. 3 luni, 6 luni, cam aici e media pe care reușim să facem contracte fixe, da? Și dolarul e 4,4. Și într-o săptămână ajunge la 4,95. Automat înseamnă 10% în plus. Ori tu ai și la marfă niște înțelegeri cu clienții, niște contracte, niște... Poți să... Asta e un preț, nu ne dai alt preț. Deci nu, noi suntem loviți din toate părțile. Odată ne impactează foarte mult cerealele, pe de altă parte energia și după aceea mai vin ambalajele și salariile. Pentru că și la oameni nu poți, la colegii noștri, zice șeful, o crescut aia, o crescut aia, o crescut aia. Dăm. Și noi trebuie să mărim salariile. Relația cu zona de retail, cum este în acest moment în zona producătorilor de ouă? Din punctul meu de vedere este foarte în regulă. Funcționează perfect normal și acolo sunt aceleași probleme ca și la noi. Energia impactează peste tot, transportul impactează peste tot. E complicat peste tot. Suntem într-un parteneriat cu zona de retail. Lucrați cu supermarket, cu branduri cunoscute, nu la nivel național? Da, lucrăm, avem o colaborare bună cu câteva dintre marile lanțuri, dar eu consider un parteneriat. Aveți și în zona mai de piață sau de magazine mai mici? Avem și zona de piață tradițională, la fel, peste tot, sunt aceleași probleme și aceleași greutăți. Bun. Deci dacă noi nu ne ducem la esența problemei, care din punctul meu de vedere este costul, pentru că ați discutat de colegii din cultura mare. Eu înțeleg, costurile l-au crescut. Dar e o problemă gravă pentru ei și eu le-am mai spus-o în câteva rânduri. Dacă voi atacați foarte agresiv pe piață, fără motiv, în început războiul, ce motiv vor avut să crească prețul la grâu și la porumb cu 5%? Niciunul. Zic, noi vom închide și voi să fiți dependenți doar de port, că închideți morăritul românesc, o să vină aluatul de dincolo, congelat, închideți zootehnia românească și vindeți doar în port. Și voi credeți că portul ăla o să vă dea la infinit prețul mare. Ei, uite că portul s-a blocat.
prețurile în ultima perioadă au scăzut față de maximul acela istoric de care vorbeați dumneavoastră. Au scăzut, dar nu s-au întors la nivelul dinaintea războiului. Nu, evident, evident. Și producțiile de cereale pe care ei le-au făcut înaintea declanșării războiului nu le-au făcut la prețurile astea mari. Acum, într-adevăr, i-a impactat și pe ei. Adică le-a scumpit azotul cu 500%. I-a dublat motorina. E, dacă mai vine, adică nouă ce ne trebuie ca societate? Nouă ne trebuie producții mari la hectar ca fermierul să poată vinde prețul mic pe kilogram, el să fie mulțumit că și au o grămadă de cheltuieli, nu se mai produce în țara noastră nimic, tractoare, combine, piese de schimb. Îmi pare că sunt foarte năcăjiție pe tema asta, că știu cum e la noi. Adică noi, dacă ducem, dacă vă spun prețurile la materialele, la piesele de schimb, nebunim. Stai după un ventilator din Spania 2-3 luni, nu se mai... Noi tot cumpărăm numai tehnologie de afară, când începe să strice, cumperi ceva de 50 de euro și plătești transport 100 și mai stai și 2 luni să vină. E, și atunci nouă asta ne trebuie. Producții mari, ceea ce înseamnă irigații, ceea ce înseamnă că statul ar trebui să aplece foarte serios în zona aia, pentru că e una să facă 15 tone de porumb la hectar și alta să facă 7, nu? Corect. Și la limita de rentabilitate, până la urmă, cheltuiala lor la hectar e destul de constantă. Acum suntem ingineri toți. E una să împarți o sumă X la hectar la 15 tone sau la 7 tone. Și în felul ăsta devine competitivă și devine competitiv prețul la furaj și automat devine competitivă și zootehnia. Și automat și numai, și numai cedăm cotă de piață. Păi dacă ție, dar nu mai cedezi cotă de piață la nimic, pentru că dacă ție pleacă kilul de grâu și de porumb ieftin din câmp, atunci și kilogramul de făină și de ouă și de carne și de lapte nu ajunge să te omoare la rapă. Dar cerealele impactează în tot. Și atunci, bun, și pe fermierul dacă îl omor și nu-și scoate cheltuielile, nu mai seamănă nici la anul viitor. Ce face? Deci chiar murim de foame. Irigațiile atunci, le vedeți esențiale în acest moment, nu? Da, bineînțeles. Bineînțeles. Bun. Așa ajung irigațiile să aibă de-a face cu prețul salam. Oului, din, da, cu sau cu salamă. Tot are o explicație logică, pe urmă. Și dumneavoastră spuneți că, în primul rând, acolo ar trebui rezolvată piața. Adică odată ce, într-un fel sau altul, prețul furajelor redevine rezonabil, automat și industria alimentară și zootehnia Poți să respire. Intri pe linia de plutire, cum ar veni. Sigur. Cum vedeți în acest moment această zonă a industriei alimentare, oferta pe care producătorii alimentari din România o au în acest moment în piața din România pentru consumatorii români? Pentru că vorbim totuși de ani de zile, de niște deficite uriașe, de miliarde de euro la deficite în comerțul cu produse agroalimentare și de obicei exportăm materie primă și importăm produse finite. Cum ieșim din cercul ăsta vicios? Din cercul ăsta vicios ieșim doar dacă statul român și societatea română va considera că trebuie să dezvolte capacitățile de procesare a cerealelor. Și mai departe, a produselor zootehnice primare, carne, lapte, ouă, ca să ajungem la produsul finit, făcut tot în România. Simțiți că statul român conștientizează această rupere a cercului vicios și ce e de făcut? Da, există inițiative, dar avem nevoie de rezultate concrete. Ori pe noi nu ne întreabă nimeni niciodată nimic. Pe ăștia care lucrăm de 20 de ani în domeniu. Ne întrebați dumneavoastră din când în când. Factorii de decizie nu ne întreabă și atunci... Simțiți nevoia să fiți mai puternic implicați, consultați, poate să veniți cu propuneri? Că văd că sunteți un antreprenor care chiar are o viziune. Adică, bun, acum putem discuta care sunt direcțiile sau cât se poate face din ceea ce propuneți. Dar aveți un plan cap-coadă, adică, cum să spun, mi-ați prezentat acum în premieră, în sensul că e prima oară când discutăm
de acest subiect, un plan coerent de la A la Z, de unde ați pus degetul pe rană, unde considerați că e rana și ați venit cu niște soluții. Da, cu siguranță și sunt convins că, ca și mine, gândesc foarte mulți alți antreprenori din zona mea de activitate. Dumneavoastră, cum vă faceți piața? Consumați produse românești? Vă uitați? Care e obiceiul de consum? Acum vorbesc cu, nu mai vorbesc cu antreprenorul Florin Florea, vorbesc cu consumatorul Florin Florea. Da, eu consum numai produse românești. Indiferent unde mă duc, le aleg. Vă uitați pe etichetă? Cum faceți? Pe etichetă, evident. Și aleg produsul românesc. Asta putem face noi ca persoane fizice, ca și consumatori finali, să încurajăm că trebuie să fim și noi, ca și cetățeni, parteneri cu statul. Simțiți că restul consumatorilor, colegii dumneavoastră acum din partea asta de cetățeni români, de persoane fizice, de consumatori, simțiți că e această reîntoarcere către produsele românești? Simțiți că sunt din ce în ce mai... Pentru că oferta nu putem spune că nu a crescut. Adică dacă ne uităm chiar și într-un supermarket atât de hulit, care era oferta de produse românești, alimentare vorbind, acum 10 ani și cum e acum, este evident că e o diferență, zic eu, că mare. Da, deci s-a evoluat mult. Încă sunt multe de făcut. Da, dar să știți că până la urmă cel care decide este consumatorul final. Adică dacă consumatorul final alege un produs românesc, indiferent din ce magazin, mic, mare, produsul ăla va apărea la raft, pentru că se va termina și va fi comandat. Deci depinde de noi, de consumatori, ca să inducem acest comportament pozitiv pe lanț mai departe. Exact. Deci, domnule Florea, e o problemă a întregii societăți pe care noi trebuie să o manageriem corect. Corect, foarte frumos. Domnule Florea, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile și pentru opiniile pe care le-ați transmis aici. Punem punct acestei ediții Agrostrategia. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Vlad Macovei și ne revedem mâine la orele 10 la o nouă ediție. Toate cele bune!